Weekendul trecut, echipa PSD Mehedinți, în frunte cu candidații pentru Camera Deputaților Alin Chirilă, Alin Tomoescu și Dorel Stăicuț, împreună cu secretarul de stat Bogdan Simcea și președintele Organizației de Tineret Social-Democrat Alexandru Cojocaru, s-au aflat în comuna Pătulele, acolo unde au participat la târgul săptămânal. Aceștia au avut ocazia de a discuta direct cu cetățenii și producătorii locali, ascultând problemele și așteptările comunității. Sâmbătă, echipa PSD Mehedinți a demonstrat din nou angajamentul față de cetățeni printr-o prezență puternică în târgul săptămânal din comuna Pătulele. Candidații pentru Senat și Camera Deputaților au profitat de această ocazie pentru a interacționa cu locuitorii. A aflat direct de la sursă problemele și dorințele comunității și a discutat despre măsurile concrete pe care intenționează să le implementeze în beneficiul acestora. În fruntea delegației PSD s-au aflat candidații pentru Camera Deputaților Alin Chirilă, Alin Tomoescu și Dorel Stăicuț. Secretarul de stat Bogdan Simcea și Alexandru Cojocaru, președintele Organizației de Tineret Social-Democrat. Alin Chirilă, unul dintre candidații principali pentru Camera Deputaților, a purtat discuții ample cu fermierii locali și cu micii producători prezenți în târg. Alin Chirilă a prezentat o viziune clară pentru dezvoltarea economică a județului Mehedinți, cu accent pe susținerea agricultorilor și crearea de locuri de muncă stabile. Ca de fiecare dată, reprezentanții Partidului Social-Democrat sunt aproape de cetățenii din tot județul acesta, dar astăzi, în dimineața aceasta, în târgul din Pătulele. Are multe proiecte în desfășurare și a avut multe investiții de-a lungul timpului. De fiecare dată, acești oameni au știut că noi ne-am făcut treaba și ne primesc foarte bine. Avem o echipă de profesioniști, de oameni care au făcut administrație, de oameni care s-au născut, au crescut și trăiesc și au familie în acest județ, susținută, bineînțeles, de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Alin Georgescu, care a dovedit în acest județ că lucrurile se pot face așa cum trebuie. Alin Tomoescu, candidat remarcabil pentru Camera Deputaților, a purtat discuții directe cu părinți și tineri prezenți la târg, punând accentul pe îmbunătățirea serviciilor de educație și sănătate din județul Mehedinți. Oamenii, într-adevăr, apreciază activitatea guvernului, apreciază faptul că s-au mărit pensiile și, totodată, pe plan local, apreciază realizările referitor la drumuri, referitor la școli, la modernizarea școlilor. Deci, în general, oamenii ne sunt favorabili nouă. Dorel Stăicuț, un alt candidat pentru Camera Deputaților, a subliniat importanța investițiilor în infrastructura locală și a discutat despre proiectele pe care PSD Mehedinți le va susține în următorii ani pentru modernizarea drumurilor și îmbunătățirea accesului la servicii. Cetățenii comunei Pătulele și din localitățile din vecinătate ne-au întâmpinat foarte bine. Chiar am avut o serie de discuții cu cetățenii pe diverse probleme. Îi ascultăm, sperăm să reușim totul să le rezolvăm din probleme pe care le ridică în urma discuțiilor cu dumnealor. Secretarul de stat Bogdan Simcea a completat mesajul echipei PSD Mehedinți prin prezentarea măsurilor guvernamentale și a sprijinului pe care administrația locală îl poate accesa prin intermediul politicilor naționale. Cu o abordare pragmatică, Bogdan Simcea a discutat despre accesarea fondurilor guvernamentale și europene care pot aduce beneficii reale județului. Așa cum întotdeauna PSD a fost alături de oameni și printre oameni, și în această zi am fost alături de oameni și am fost, ca de fiecare dată, prezenți să aflăm problemele și să găsim împreună cu ei soluțiile pentru România. Pentru că echipa PSD Mehedinți împreună cu candidații ei este o echipă puternică, a demonstrat, sunt oameni profesioniști, oameni care au fost alături de cetățeni pe tot parcursul mandatului lor. Prezența echipei PSD Mehedinți în comuna Pătulele a întărit convingerea că PSD rămâne aproape de oameni și de nevoile lor. În context, sprijinul cetățenilor este esențial pentru continuarea acestor proiecte și pentru consolidarea unei guvernări care pune pe primul loc binele locuitorilor din județul Mehedinți.